că vorbim de anul nou, de Rosh Hashanah, trebuie să menționăm că în istoria iudaismului au existat, au existat patru date, practic, care au fost considerate anul nou. În primul rând, data de 1 Nisan. Nisan fiind prima lună a calendarului evreiesc sau luna de primăvară. 1 Nisan a fost considerat anul nou al regilor. Se aude prea tare, să înțelegeți? Așa? Deci 1 Nisan sau anul nou al regilor era data la care se considerau anii de domnie ai fiecărui rege. Deci începând cu 1 Nisan se făcea numărătoarea anilor de domnie ai regilor. Mai avem anul nou, Rosh Hashanah, anul nou propriu-zis, despre care o să mai vorbim, care cade la 1 și la 2 Tishrei. Data de 1 Elul, tot anul nou, este considerat anul la care se făcea numărătoarea pentru zeciuiala care se ducea pentru ofranda care se făcea zeciuiala la vite. Tot anul nou este Hamisha Asar de Shvat sau Tubi Shvat sau 15 Shvat, cunoscuși ca numele de anul nou al pomilor. Era anul la care se făceau, bineînțeles, plantări de pom, am făcut și noi la comunitate, dacă vă amintiți, dar le reprezintă și data de referință pentru calculul vârstei pomilor. Ziua de Rosh Hashanah mai are o serie de denumiri, este denumită și Shabbaton sau zi de adunare solemnă, datorită solemnității acestei zile. Sărbătoarea de Rosh Hashanah este considerată o sărbătoare deosebit de solemnă, din ce cauză o să vedem, este ziua de Rosh Hashanah, este numită și Yom Hadin, sau ziua de judecată, ziua judecății. Începând de la Rosh Hashanah, de la data de prima zi de Rosh Hashanah, până la cea de 10-a zi, sunt cele 10 zile de căință, Aseret Yemei Teshuva, cele 10 zile de căință numite și Yamim Noraim, sau zile îmbricoșătoare. Din ce cauză sunt numite așa? Pentru că este o perioadă de judecată, începând cu prima zi, cu Rosh Hashanah, când se fixează o anumită sentință, și cele 10 zile, timpul în care, până la Yom Kippur, cea de-a 10-a zi este Yom Kippur, dacă lumea știe despre ziua ispășirii sau ziua răscumpărării Yom Kippur, când se fixează de către divinitate o sentință definitivă, să-i spunem așa. Avem perioada de 10 zile când prin rugăciune, prin căință și în mod deosebit, prin fapte deosebite, prin fapte bune, putem să influențăm decizia divină și în cazul în care inițial a fost o decizie mai puțin favorabilă, divinitatea să ne dea o sentință, o decizie pentru anul în curs, o decizie mai bună. Rosh Hashanah mai este denumită și Yom HaZikaron, ziua amintirii, când ne rugăm la Dumnezeu să-și amintească de noi, să-și amintească de bunătate, cu înțelegere și să se fixeze o decizie mai bună asupra noastră. Este denumită și Yom Teruah, elementul specific pentru Rosh Hashanah este suflatul din șofar. Șofarul, care este și un corn de berbec, sunetul lui care are darul de a trezi conștiința din fiecare dintre noi să ne amintească faptul că ne prezentăm în fața divinității pentru a ne se fixa destinul pentru anul respectiv. Am adus un astfel de corn, se folosește un corn de berbec, în amintirea și a episodului biblic, deci din Bereșit, din Cartea Geneziei, care este numit Achedat Itzhak, sau sacrificarea lui Itzhak, atunci când Abraham a fost dispus să facă sacrificiul suprem, să-și sacrifice pe propriul băiat, pe Itzhak, dar, bineînțeles, Dumnezeu a schimbat până la urmă, l-a verificat numai pe Abraham și nu l-a lăsat să-și sacrifice băiatul și a fost sacrificat
Berbec, în amintirea acestui episod. Deci se face, este acest corn, se face cornul șofarul se face din corn de berbec. La Rosh Hashanah se suflă în total, sunt 100 de sunete care se suflă. Cei care vin la sinagogă știu foarte bine, noi suflăm din șofar la anumite momente și după anumite reguli foarte bine stabilite. Am adus șofarul ca să-l vedeți. Pentru cei care nu vor fi mâine și poi mâine nu vor fi la sinagogă ca să asculte șofarul, o să facem câteva sunete ale șofarului aici de față cu toți. Deci la sinagogă și aceste sunete se aud în câteva episoade, așa cum este prescris, un număr de 100 de sunete din șofar. Conform tradiției, Dumnezeu are în fața sa, are trei registre. Registru pentru oameni, cei care sunt judecați în această perioadă de Aseret Temei Teșuva, registru pentru cei drepți, pentru cei care sunt oameni deosebiți, fără păcat, și țadichim, și care sunt trecuți direct în registru în Cartea Vieții. Este registru pentru cei ticăloși, care la fel nu au șansă să primească o sentință mai bună și sunt trecuți în registru în Cartea Morții. Marea majoritate însă a oamenilor sunt într-un registru de mijloc, să-i spunem așa, a oamenilor obișnuiți, oameni care prin această perioadă, spuneam, prin căință, prin rugăciune, au posibilitatea să primească în final de la divinitate o sentință foarte bună. Nu vreau să deocamdată întrerupem aici și vă urez poftă mare, un an nou bun, Shana Tova, Umetuka.